10 ouă ecologice. Am făcut oladi, n-am mai făcut de mult oladi. Fasole neagră. Bună dimineața și bine ați revenit la un nou vlog. Să vă vedeți că este dimineața. Mă rog, nu este dimineața, este 8. Chiar acum a tras clopotele pentru ora 8. De acolo, de aici, răsare soarele. Din partea asta ați văzut într-un vlog. Dacă ați văzut. Tare mult îmi place de când sunt la țară dimineața să mă duc în grădină. Nu știu, e o plăcere de mea să mai privesc răsadurile părinților mei. Da, puiu. Îmi place tare mult așa să intru prin... Da, mami? Da? Să... Bine, hai, stai acolo. Du-te și ia papucei. Du-te și ia papucei și după aia poți să vii. Stai acolo. Uite că îi murdăresc șosetele. Măi, fată, măi, deci nu-i place deloc să poarte papuci. Nu-i place deloc să poarte papuci. Îmi place tare mult să intru așa printre rândurile de ardei, de roșii și să mă uit așa la ele. Și astăzi este o zi așa de toamnă. Uitați și țelina. Se vede aici, se vede țelina. O mică pauză de publicitate. Vă ziceam de răsaduri. Au și ardei roșiuți și acolo. Da, tare frumos. E în grădină dimineața. Cocoșul, cum se aude foarte frumos. Și buleți acolo. Și bă! Măi, evadatule, măi! Da, am văzut zmeură. Și zmeură aici. Da. Superb. Vine și țărâncuța. Ce frumoasă e și lumina dimineața. Da, îmi place tare mult. Acesta a crescut un pic mai mare. Aceștia doi au rămas la fel. Am mai făcut două flori acolo și mai este acela. Nu știu dacă se vede acela de acolo. Să venim să-l... Nu, să nu calci pe lăstarul mami de dovleac. Hai, vină cu a. De bostănei, de dovlecei, hai. Ai, măi, mami, măi, uite ce ți-ai făcut la șosete. Cu șosetele în grădină. Da, super. Haide, mami, hai. Haide că am luat eu piaptonul. Haide. Turul grădinii părinților. Cartofii. Aici sunt cartofi. Acolo unde este acum varza. A fost ceapă, dar uitați cât de mare. De, mi se pare că de la zi... Ia să cadă din nou! De la o zi la alta... Ia, mami! Da? Ia să cadă din nou! Bine, bine, nu-i nimic. De la o zi la alta sunt din ce în ce mai mari. Acolo niște... Cred că este porumb din acela pentru popcorn, dacă nu mă înșel. Acolo este un cais, zmeura, păstăi, da, super, și un șebuleț, care și el admiră de fiecare dată grădina. Ce frumoase sunt! Și am aici o omletă cu bacon și o roșie coaptă și zemoasă din solar. Este o dimineață autentică de început de toamnă. Ce vă ziceam de toamnă? Uitați un pic câte ciori sunt. Da. V-am zis eu că se simte toamna în aer și ciorile o simt. Stau în
Acolo am impresia că este tei, da. Stau în teiul acela. Da, deci dimineața asta nu știu ce se întâmplă astăzi. Chiar nu știu ce se întâmplă astăzi, dar fix sentimentul acela de început de toamnă este. Chiar dacă suntem în 25 august. Sunt în leagă între cireș. Ați văzut în vlogurile trecute? Nu sunt cireșe, puiule. A trecut. Suntem în septembrie, acușică. Nu au cum să aibă cireșe. După aia să ne cireșe. Voiam să vă spun că în aer se simte iz de toamnă și este o dimineață răcoroasă. Ați văzut deja că am fost în grădină între rândurile părinților mei și e așa de frumos și așa de liniștit și profit de perioada asta cât mai stăm la țară ca să mă încarc, pentru că am să ajung acasă și în casă, știți, la bloc nu o să mai fie așa dezordine. Este dezordine. Și nu o să mai ieșim atât de des. Practic aici am stat afară. Toată vara am stat afară, când se putea sta afară. Da. Abia aștept să ajung acasă, dar cu nostalgie așa în suflet, pentru că plec de la țară. Dar asta este, nu avem ce să facem, trebuie să facem și pe asta, trebuie să mergem să ne întoarcem la noi acasă, să ne intrăm din nou în ritmul nostru. Stăm la povești mai acuși. Tiara și-a luat deja un măr din copac. Mănâncă ea. Noua doarme în landou. Mai profităm un pic de vremea asta frumoasă, răcoroasă, ca să mai doarmă puțin în landou. După aceea o să punem landoul în cutie și îl depozităm, că toamna și iarna nu-l folosim. Da, cam asta e. Ne auzim mai târziu. Da, de ce m-am luat un copac din... Da, de ce? Da, de ce, mă? Măi, nu zici nimic, măi? Măi, nu zici nimic, măi? Măi, s-a trezit nava? S-a trezit, dar n-a zis nimic. Nava! Gângure acolo, singurel. Ți-i bună, Noa? Gângui? Te iubesc foarte tare! Și el te iubește foarte tare, puiule. Bună! 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 Te ce faci cu Noa? Cu mine? Da! Pasca! Uite cum... E goale? Sunt la fel, dar altfel. Adică diferă că asta da, e cu șuncă și aia e cu salam. Îți place? Ia să văd dacă mănânci. Dacă chiar îți place. Mai frumădești. Vezi că te mădăiesc. Tati, vezi că dai cutia jos așa? Cu grijă. Da. Normal că tu nu mai dai la papă. Salam? Cârnați? Da. Papă tot, așa, mami. De papă. Bun. Zucăria, îmi alegi, îmi alegi, îmi alegi,
face, măi? Ce-ți face, măi? Cum spui, mami? Vrei să spui bună vlog? Bună vlog. Cu noua Alicia, în 2002 facem ceaba și cunoștenie, dar el a stăt acu. Alicia, noi ne vedem. Uitați-vă! Ai grijă că te urci pe mânuța lui. Cu grijă. Noi suntem Salut! Doamne, ce frumos! Hello! Ce faci acolo cu eu? La. Stai la tati aici? Da, stau în camion. Stai în camion? Da. Bine. Unde-i tati? Pici, mici, pici. Hai să-l organizăm. Stai aici. Așa. Să punem rochițe la rochițe, hanorace la hanorace. Da, mă, pici. Așa, rochiță. Facem bagajul? Mergem? Ai vrea acasă? Da, ai vrea să mergi acasă? Da. Îți place acasă la noi? Cât de mult? Așa, vrei tu să fac bagajul? Bine ați revenit acasă. Am făcut niște cumpărături de la Lidl și vreau să vi le arăt. Acestea sunt toate, aproximativ. Mai am o pungă de gheață la congelator și o pungă de cartofi. Dar fiind atât de cald, nu le-am mai lăsat pe masă. Trec repede în revistă ceea ce vedeți aici. Am să las
pe ecran prețurile și cam atât. Toate cumpărăturile sunt de la Lidl, ca mențiune. Și haideți să trecem la treabă. Am luat pentru paste, am luat acest bacon de porc fâșii. Sunt două țiple, a câte 125 de grame fiecare. Apoi am luat un iaurt din acesta cu zmeură. Pentru o brânză cu smântână am luat brânză proaspătă de vaci, două țiple, din aceasta pe roșu, cu 9,7% grăsime. Și dacă tot sunt aici, am luat și smântână, în combinația asta, mie îmi place foarte mult, smântână cu 30% grăsime, niște ouă ecologice, deși după culoare nu par așa ecologice, ele așa zic că sunt ecologice, eticheta asta spune. Apoi am luat un lapte din inima ardealului de la Napolact cu 1,5% grăsime. Avem 1,7 litri, va veni și tiara. Așa. Apoi o baghetă franțuzească, este în două pusă și de asta este așa de scurtă. Aici am niște ceapă lunguiață, așa ca un fel de șalotă. Sunt 3 bucăți. Niște ciuperci brune. Din acestea, plânge și Noa, un risotto cu cireșe și lapustiana în coș de la Müller, apoi două țiple din astea de tofu, este foarte bun acest tofu și este ieftin, apoi avem 3 cutiuțe din astea de lapte, lapte condensat pentru cafea, 3 cutii. Apoi, da, mami, un iaurt, stai o secundă, un iaurt cremos în stil grecesc cu 10% grăsime de la Pilos, vreau să-i fac fetei Oladi, tot pentru tiara Actimel cu vitamina D, vreau un iaurt. Și mergi în living dacă îți dau? Da. Mergi în living? Scuze, hai. Haide, fugi cu el în living, la tati și la Noa. Am mai luat aici... Nu, eu vreau să fac aici. Bine, dar faci liniște, da? Bine. Am mai luat o conservă de ton în ulei de floarea soarelui. Pentru că Noa are intoleranță la lactoză, eu mi-am luat o cremă din asta cu cocos, nu-i nimic, cu 15% grăsime, ca să mai îmi fac eu paste, de exemplu, sau... Mami. Alte minuni. Am pus hârtia pe masă. Bine, mami. Am zis de iaurt. Am o salată Amorino, vreau să fac în seara asta pentru că mâine expiră. Roșii, sherry, diferite variante. Apoi, acest pate cu ceapă prăjită. Ce mai avem? Tot pentru că nu are intoleranță la lactoză. Am luat un fel de cașcaval, dar nu mai bea, așa bea frumos, fără lactoză. Pentru Shebo am luat aceste bețe ca și recompense. Mușchi file, o țiplă, niște pensule pentru Dada. Pentru acuarele. Pentru acuarele. Prosciutto cotto, două țiple. Și să mă mut în partea aia. Am luat și castraveți cornișon, câțiva, pentru salată. Dada a avut voie un singur lucru și a ales să-și cumpere... Ce ți-ai luat aici, mami? Jeleuri. Jeleuri, apoi banane. Am luat și un detol pentru suprafețe. Apoi un mango, un iaurt din acesta în stil spaniol. Foarte bun, numai că eu nu am voie, dar l-am luat fetei pentru că știu că ei i-a plăcut și ei i-a plăcut. Îmi place mie. Îți place, nu? Da. Două conserve de fasole neagră. O secundă. O conservă de lapte de cocos. O conservă de... Năut, ai grijă să nu cazi. Am luat aceste alune învelite în ceva crocant cu gust de tzatziki. Am mai luat și cartofi.
zahăr brun. Ce ai zis că este aici? Aici. Cocos. Aici. Paste. Paste. Și în partea asta avem așa. Cașcaval cheddar. Cașcaval cheddar felii. Cabanoși. O țiplă de cabanoși. Nici nu știu cât gramaj. 350 de grame. Apoi gouda felii. Și o țiplă de somon norvegian afumat. Cam asta este... Da, și vedeți acolo un box de apă plată Dorna. Cam astea sunt cumpărăturile de la Lidl. A, da, am zis de hârtie igienică? Nu mai știu. Și un box de hârtie igienică. Vă las la, pe ecran aici cât am dat pe tot. Cam astea sunt cumpărăturile foarte scumpe, foarte scumpe, dar la urma urmei nu avem ce să facem. Și gândiți-vă că nu am luat nici măcar un gram de carne. Da, cam asta este. Ne auzim pe parcursul zilei. Bună! Bine ați revenit! Cunoașteți locul? Cred că perna asta dă de gol. Mă dă de gol. Nici nu știu de unde să încep. Am venit acasă. Oficial ne-am întors acasă la noi, în apartament, la etajul 4. Sunt foarte fericită, foarte fericită pentru că sunt acasă la mine. Nu mai plec, nu mai plec decât în vacanță undeva. Oricât de frumos ar fi la țară și aer liber și... natură și toate cele ce presupune la țară, acasă la mine este cel mai bine și în ultima perioadă, inclusiv Tiara, haide mami să mergem acasă, să mergem acasă, să mergem acasă. Ăsta e locul ei, tânjește după asta, indiferent că, nu știu, pur și simplu am văzut-o și acasă. Acasă pentru noi, pentru mine este acasă. Apartamentul acesta este acasă pentru mine, pentru Tiara, pentru Răzvan și ușor, ușor și pentru Noa. 3 zile cu siguranță voi avea un chin, să zic, cu Noa până se acomodează cu, din nou, cum ar veni cu apartamentul. Este nou născut, este normal, m-am pregătit pentru asta, mă pregătesc pentru asta psihic. Dar, nu știu, eu sunt, chiar dacă este un haos de nedescris în casă, sunt liniștită și mă simt acasă. Nu știu, nu mă simt că nu aparțin locului. Nu știu dacă mă înțelegeți. Adică e frumos la țară, dar mai frumos e acasă la mine. Și chiar dacă n-am mai locuit în apartamentul ăsta și ne-am face o căsuță la țară sau să zic că am locuit într-un alt apartament sau într-o casă, o altă casă, noi 5, eu, Răzvan, Tiara, Noa și Șevo, formăm familia noastră și când suntem toți 5, pentru mine acasă e când suntem noi 5 și e cel mai frumos așa. E liniște, ne facem tabieturile. Chiar dacă e haos și o să-mi fie din nou greu că Răzvan este mai mult la muncă, dar acasă aveam o rutină, pregăteam micul dejun, nu știu, prăjituream, făceam ceva la cuptor, făceam curățenie toată ziua, făceam curățenie, pentru că nu e normal cu un copil, acum 2, să se facă dezordine. Mai ales iară, este un copil tare, tare curios și dacă nu, vă filmez eu mâine să vedeți ce este în living, în bucătărie, în cameră la ea, în dormitor, peste tot este un haos, te nedescrizi, nu... De mult n-a arătat casa noastră așa, dar mă simt bine. Chiar dacă e haosul ăsta, mă simt bine. Asta voiam să vă spun, să vă aduc un update așa la faptul că am ajuns acasă la noi și am fost și la niște cumpărături astăzi pentru că frigiderul era gol. L-am umplut așa ca să fac o pastă mâine,
să am ceva pentru micul dejun, pentru Tiara. Eu, nemâncând lactate, mi este foarte greu să încropesc ceva, în afară de salate cu năut, quinoa, roșii, castraveți, nu-mi stă cap la altceva, nu mă gândesc la altceva, mai ales că nu sunt neapărat mâncătoare de carne. Mănânc mezeluri din astea, nu prea mănânc, mănânc doar în cazul în care nu am altceva să mănânc, mănânc, bag nasul în mezeluri, dar în rest nu prea consum și nu știu, am așa o reținere și față de pieptul din comerț, pieptul de pui din comerț sau puiul din comerț, carnea din comerț, nu știu, vreau cu mutarea acasă, mi se pare că e ca un fel de nou început și vreau să mă axez cât mai mult pe a mânca sănătos și să mă axez pe mine ca un fel de mindset, să-mi setez obiectivele pentru septembrie, dacă e corect ce spun. Și asta presupune să mănânc mai sănătos, să fac sport, că am cam... S-a trezit nou. Mi-a luat 12 minute pe ceas să-l adăm din nou. Efectiv plânge incontrolabil, nu știu ce, ca și cum e speriat. Sper să se adapteze repede acasă, că o să fie jale noaptea, mai ales că el trece și prin regresia somnului, gingii, acum i-a schimbat și locul, o să fie super. Va fi super, super, super. Da, asta vă ziceam, că la țară am cam sfeclit-o cu dieta și sper să-mi intru în mână acasă. O să aveți parte de curățenii, o să aveți parte de rețete noi, o să aveți parte de ce făceam înainte să mă mut la țară. Da, mai puțin cadre cu natura, pentru că nu știu cât vom mai ieși afară. Sper dimineața când îl scot pe Șebo să mai filmez câte ceva pe afară, dacă reușesc cu Tiara și cu Șebo și cu Noa. Dar da, cam asta voiam să vă spun. Suntem acasă, suntem în sfârșit acasă la noi. Și pe 25 august 2022 s-au întâmplat foarte multe lucruri. Pe 25 august 2022 am făcut 12 ani de când mă cunosc cu Răzvan. Da, a fost o zi foarte încărcată. Probabil ați văzut deja cumpărăturile pe care le-am făcut. Vom mai sta noi la povești. Avem timp berechet. Vă mulțumesc tare mult că sunteți atât de mulți. Într-adevăr, nu o să ajungem noi la 5.000 de oameni până de ziua mea, sunt conștientă de asta, suntem 4.600 și ceva. Sunt sigură că nu o să avem cum să ajungem la suma respectivă, dar nu-i nimic. Eu sunt recunoscătoare pentru fiecare din voi, pentru fiecare comentariu și vorbă bună și susținere și absolut tot. Vă mulțumesc tare mult, v-am pupat, ne vedem mâine, sigur ne vedem mâine. Ne intrăm în pâine. Haideți. Eu mă bag la somn. Este 11. Mă pun să editez. Noapte bună. Păi, mami, acolo, stai și citești singurică? Da. Vai, ce mă bucur. Ești happy că ești acasă? Da. Nu am putut să le iau pe căsile mele. Oh, mami, dar nu trebuie să le iei pe toate din biblioteca ta. Dar trebuie ca să mă duc cu ele. Da, mami, dar poți să iei una, o pui la loc, iei alta, o pui la loc. Așa se face. Da, am luat una. Și una, și una. Ai luat două? Da. Ok. Sunt două. Am văzut. Eu vreau să citesc cu el. Bine, citește. Da, vreau să citesc cu alea. Și cu alea. Bine, bine. Da. Citesc
Vreți să citim împreună? Bine, hai să las. Oameni. Hai să las cartea și citim. Să las camera. Scuze. Hai, mami. Da. Da. Ai înguia casa. Casa lângă aia. Nimic nu se pierde. Da, voiam să vă arăt că am făcut oladi. N-am mai făcut de mult oladi. Cam așa, cam așa arată. Le-am făcut la ochi pentru că nu am cântar. N-am baterie la cântar. Cântar am, dar n-am baterie la cântar. Și au ieșit super bune. Da, m-am mirat și eu. Sunt foarte înalte, foarte crescute. Sunt super mișto. Sunt foarte faine și Dada a zis că sunt foarte gustoase. Acum sper să mănânce vreo 3. Cel puțin 3. Da. Eu nu pot să mănânc iaurt. Da, așa arată. Tati, mami închide. Da, bine atunci. Să vă zic, să nu vă zic, am revenit la salatele mele. Am venit și eu. Salatele pe care le iubesc și pe care nu mi le-am făcut când am fost la țară două luni de zile. Da, am pus. Conține un mix de salate roșii, castraveți, ceapă de apă sau ceapă roșie și am pus niște alune învelite în acea crustă cu gust de tzatziki, tiara linge sare acum. Condimentată salata cu ulei, sare, blongură și ne punem să mâncăm. Tiara cu siguranță nu mănâncă ce e verde. De fapt, s-ar putea să mănânce castravete. Și da, asta facem noi. Păpăm salată? Da. Ești happy? Da. Doamne, în fiecare zi îmi cerea salată. Iar ți-ai tras părul tu. Toată ziua aici cu părul așa. Hai să le punem deoparte, că asta este în ordine, da? Și din cauza asta, mama o să se lase însărcat 3 jucării, cu care poți să te joci oricând. Ai înțeles? Dar nu se le mai las pe toate, să știi. Nu e ok pentru mami, ca mami să stea toată ziua să strângă după jucării. Ai înțeles? Și ți-am spus de foarte multe ori, după ce te-ai jucat cu o jucărie, să o strângi. Dar văd că tu nu vrei. Și din cauza asta, din cauza că tu nu vrei, mami este nevoită să facă așa, să se iasă doar 3 jucării. Ai înțeles? Și fără să te superi pe mami. Mami nu poate să stea să strângă doar jucării toate zile. Da, mami trebuie să mai facă și de mâncare. Și pentru tine, de mâine noua va începe diversificarea și o să trebuiască să fac mâncare și pentru noua. Și mami nu poate să stea toată ziua să strângă jucării. Tu le-ai murdărit cu creta acum jucăriile alea. Uite acolo, eu trebuie să le iau pe toate la rând și să le șterg. Pentru că le-ai murdărit cu creta. Și nu e ok. Trebuie să înțelegi că... Și eu le fac. Îmi stau și mă uit
Nici nu se vede ce am făcut până la ora asta. M-am șters fiecare jucărie pentru că totul era cu creta acoperit într-un strat gros. Doamne, 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 da, asta am făcut până acum. Mai stau, mai strâng de aici ce se poate strânge, așa cum i-am spus ei. Am să-i las doar 2-3 jucării și sănătate atât, numai. Deci, efectiv, nu mai am energie să stau să strâng jucării toată ziua. Și am să-i le scot prin rotație. Altă variantă nu găsesc. Ca să pot și eu să am ordine în casă. Și oricum v-am spus, ea se joacă 3 secunde. Da. Ziceam că se joacă 3 secunde și după aia mai mult e plăcerea de a le împânzi decât joaca în sine. Sinceră să fiu. Așa că o să-i dau prin rotație jucăriile și asta e. Ai înțeles? Da. Bine, și ești de acord cu asta? Da. Bine. Da, o să le scot din nou. O săptămână niște toate jucării, astea? O săptămână niște jucării. Mami, să le scot din nou pe toate, da? Nu, nu. Da, o să le scot din nou pe toate. Nu, nu. Da. It's funny how my heart is wired. It doesn't make any sense to me. Situația stă cam așa. Eu cât de cât am făcut ordine, vai, trebuie să spăl neapărat canapeaua. Dar Tiara și-a scos din nou jucării. Deci v-am spus, singura variantă este să las doar 2-3 jucării de ale fetei și restul să le pun într-o cutie ceva. Noa este acolo. Da. Se joacă și el acolo. Se uită la surioara lui. În partea asta, la fel. Jucării, plușuri și alte nebunii. Aici am făcut eu de ordine. Pentru că voiam să stau eu cu păpuțile. Bine, bine. Și părul iar. Deci ați văzut când l-am prins, e la loc. Nu ține deloc rița asta, nu știu. Elasticul de păr nu îl ține deloc. Bine, mă. Da. Cam asta e. Și vreau să mă ocup de colțișorul acesta să îl eliberez. Măcar în living să fac ordine, că restul... Aici e dezordine și aici. Dar vreau o lasă ca ceva. Da? Un capac. Da? Un capac. Bine, da. Ai răbdare. Voiam să vă zic că vreau doar în living să fac astăzi. Mâine voi face bucătăria eventual. Dar în vlogul de astăzi voi face ordine în living. Nu știu dacă am să dau cu aspiratorul pe jos, că n-are niciun rost să dau doar într-o cameră cu aspiratorul. Vă zic doar așa ce urmează să facem, pentru că sunt mult prea multe de făcut. Da. Mă apuc să fac aici. Scot tot din sertarele astea și le selectez și mai las un singur sertar cu jucării. În rest, toate vin într-o cutie și am să le rotesc. Am tot repetat asta. Sunt mult prea multe, nu știu. Da. Super. Ok, pentru prânz, pentru mine și pentru Tiara, parcă mi-era poftă de mâncare asiatică, așa că am făcut o tigaie cu... ciuperci,
fasole neagră, sos de soia și am pus niște tăiței din aceea din fasole, din orez. Din fasole sau din orez. Și Tiara este fan. Am pus aici pe pat pentru că Noa nu mai urlă. Nu mai știu în câte să mă împart. Mami, eu sus. Suflă.